Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că întotdeauna i-am invidiat pe cei care pot să doarmă în avion? E o chestie de exercițiu, să știi. Da. Inclusiv pe piloți. Cei doi piloți ai unui Airbus 330, deci avion mare, tăticule, cu 250 de pasageri la bord, de pe cursa New York-Roma, luna trecută, au dormit buștean în timp ce avionul lor era încă în aer, chestie care a alarmat turnul de control, controlul de trafic, s-au panicat și erau gata să ridice avioane de luptă în aer, avioane de vânătoare. Că nu răspundeau aia. Da, nu răspundeau. Aliu? Da. Mai întâi a dormit copilotul, așa, care era, înțeleg, în pauza de somn. Și chestie de la care l-au luat și pe pilot, somnicul, adevărul că plictiseală sus, ce poți să faci? Și băz, s-a pus porână, pilotul automat și-a văzut de treaba lui, dar îți dai seama ce profund dormeau, că nu i-au trezit controlorii de trafic, care erau, alio, colegii, coborâți la nivelul nu știu care. Alio, coborâți la nivelul nu știu care. Și pentru că n-au răspuns, s-a panicat turnul de control, însă, în cele din urmă, au zis, ce? Da, noi suntem. Da, ce? Da, spuneți. Suntem aici. Spuneți, vă rog. Și inițial piloții au susținut că nu le mai funcționau radiourile. Eu mai degrabă cred varianta asta. S-a făcut anchetă și s-a descoperit minciuna. Cred că era un sunet pe fundal care... Da, era ceva motocoasă. Băi, o bătaie aici? Nu, e ceva care bate... Bate ceva pe stânga. Dar avea perne. Dacă cred au perne acolo? Da. Mie cel mai mult în avion îmi place să-mi iau de sus perniță de-aia. Mie doar îmi trebuie un loc la geam, atât tot. Oriunde, în față, în coadă, n-am pretenții. Mamă, ce te urăsc. Și dacă am pernuță, nu prind decolarea. Mamă, la Luca, da, exact. La Luca zici că e, pe bune, el când se urcă, și când am zburat, ce să spun, am zburat 50 de minute până la Cluj. Sau până la Oradea, nu știu unde am zburat. La Cluj. Mama a dormit. Practic nu pot să stau trează în aer. Da, exact. Era cum s-a desprins avionul, cum venea să dau numai coate, știi, să te calc, să zic, aoleu, pardon. Hai că avem un radio voting care ne așteaptă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.